cei care s-au născut în zodia racului pot să aibă chiar la primele ore ale dimineții de 17 octombrie niște vești care să îi pună pe gânduri sau să se implice într-o chestiune de familie care s-a produs o zi înainte sau peste noapte și care acum trebuie să fie dusă la bun sfârșit, rezolvată într-un chip. Transitul privește relațiile de familie, casa, gospodăria și aruncă niște raze tensionate spre sectorul vieții profesionale. Între 17 octombrie după ora 8 dimineața și 19 octombrie dimineața, mecanisme care privesc sufletul, starea de spirit, și aici încolțesc tot felul de nemulțumiri, de tristeți, de regrete. Sunt stări care pentru unii pot să fie neplăcute pentru că îi destabilizează. Nu-și mai găsesc liniștea, nu se mai pot concentra, suspină, plâng, reeditează, rememorează, încearcă să facă legătura cu trecutul pentru a găsi o soluție prezentului. Acolo se află și Mercur retrograd în Scorpion și nu este exclus ca în unele cazuri cei născuți în zodia racului să greșească și să greșească profund felul în care estimează un om, o situație, o întâmplare, o afirmație sau o relatare. Iar dacă este vorba de relatare, atunci ar trebui să ia în calcul și ideea că unii oameni îi mint în bună regulă, îi păcălesc sau n-au înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat, ori răstălmăcesc, exagerează din dorința de a-i supăra sau de a introduce în sufletul lor îndoiala, alteori fără să-și dea seama ce provoacă. Așadar, multe dintre informațiile care ajung la urechile lor ar trebui să fie privite cu multă reticență și cu foarte multă circumspecție, pentru că, în mod sigur, nu vor conține un adevăr 100% sau poate să fie un procent foarte mic de adevăr înfășurat foarte bine în tot felul de minciuni și cum vor încerca să afle adevărul, cum vor da de o altă minciună. Moment care nu este foarte bun pentru cei care desfășoară activități de creație sau de interpretare. Este vorba de o criză de creație, de nemulțumire, de revoltă față de restricțiile momentului. În sfârșit, de la caz la caz, unii chiar pot să atingă pragul maxime supărării, a disperării, pentru că un proiect în care au investit muncă și care i-a costat destul de mulți bani, acum nu-și mai poate găsi logica, aplicabilitatea. Nu mai au cui să spună, cui să ofere produsul creației lor. Este vorba și de o chestiune strict financiară. Banii aceia trebuiau recuperați dintr-un câștig antecalculat, apoi este vorba de niște termene care pentru cariera lor însemnau un lucru. Nu erau doar niște repere. În acel moment am creat cu tare lucru, am deschis cu tare expoziția, am publicat cu tare carte, am avut spectacol pe scenă, ci este vorba de un context mai larg. Participarea la festivaluri, la concursuri, nevoia de a fi la timp, cu niște angajamente contractuale și așa mai departe. Pe alții apucă deznădejdea că nu mai văd rostul unui efort să ducă procesul de creație la bun sfârșit și bate gândul să renunțe la tot, să lase totul baltă, să părăsească proiectul. Ba chiar unii mai tineri și foarte nemulțumiți de oferta momentului din punct de vedere profesional încearcă să găsească alt plasament pentru capacitatea lor de a se desfășura în viață. Își vor pune în aplicare o altă abilitate, alte însușiri, alte cunoștințe și vor spune că se vor întoarce la domeniul creativității sau al interpretării când vremurile vor fi mai bune. Între 19 octombrie după ora 8 dimineața și 21 octombrie, elemente curente, banale, deja cunoscute, care nu influențează în mod negativ nici sănătatea, nici activitatea la locul de muncă. Am spune că este un parcurs banal obișnuit, fără surprize. Între 21 octombrie, după ora 10 dimineața și după amiaza zilei de 23 octombrie, relațiile parteneriale sunt luate în calcul, una sau mai multe, la un loc, de către nativ, ca și cum ar vrea să le rezolve odată, să pună capăt unor tergiversări, dar vor constata că demersul lor, oricât ar fi de ambițioși și de ajunși la sațietate, nu poate să fie pus în aplicare. Se confruntă cu aceleași premize, cu aceiași oameni, vor primi aceleași răspunsuri și vor da peste aceleași neajunsuri ale unui proiect, ale unei relații interumane. Nu e niciun motiv să se bucure în fața acestei situații, nici nu prea au ce face, este doar o tentativă eșuată și am spune inutilă, mai bine s-ar abține pentru că tot n-ajung la niciun câștig, se vor enerva în plus, se vor obosi și vor pierde timpul și vor irita pe toți cei pe care îi vor contacta în ideea în care poate chiar vor cere un ajutor, o consiliere, un sprijin de orice fel.
Începând cu 23 octombrie după ora 15 și ulterior pe 24 și 25 octombrie, stări de spirit mai ciudate. Cei născuți în zodia racului vor avea niște tresăriri de gând, născute pe un alt sistem de a simți și reacționa înăuntrul lor în fața unor premise. Poate că acum nu mai sunt la fel de îngăduitori, poate că acum au prins curaj, poate că acum un întreg context de relații interumane care s-au exprimat într-un fel, i-au mai schimbat și pe ei și i-au făcut să vadă altfel lucrurile, să gândească altfel, o chestiune materială, patrimonială, cu sau fără conflict. Poate că este vorba de un demers oficial, poate că este vorba de un conflict în familie pe bani, bunuri, moșteniri, poate este vorba de o relația lor oficială cu o firmă, în fine, un segment în care au activat și, de unde plecând, firește că au așteptarea unor despăgubiri sau a unui plasament pe care l-au făcut inițial și acum trebuie să li se întoarcă sub forma unor procente, redevențe, bonificații, despăgubiri și așa mai departe. Și acum au tot felul de idei, au tot felul de trăiri, au tot felul de impulsuri. Acestea sunt noi și îi fac să gândească altfel și mai ales să se gândească altfel la persoanele cu care intră în contact pe fondul unei modificări, cum spuneam adineauri, de atitudine, dar și pe fondul unor evenimente care au conturat o altă realitate și un alt personaj. În ziua de 21 octombrie, luna va intra în zodia Taurului. Va traversa sectorul relațiilor de prietenie până pe 18 iulie 2021. Timp de 9 luni de zile, luna neagră va răscoli temeinic aceste relații, nu le va lăsa în pace și va scoate la lumină cu această ocazie foarte multe lucruri care nu vor face plăcere. Până la vara viitoare, cei născuți în zodia racului vor tot constata cât de lipsit de caracter e în realitate cu tare, ce a fost în mintea altcuiva, cât de incorrect este, cât de materialist, cât de posesiv, cât de intrigant, cât de neserios și așa mai departe. Este un avertisment să-și trieze prietenii și, la limită, dacă tot află de la o emisiune de astrologie aceste lucruri, să nu se lase chiar atât de surprinși și destabilizați când vor face respectivele constatări. Începând cu ziua de 23 octombrie, soarele va traversa zodia scorpionului și se va plasa timp de o lună în transit prin casa a cincea sentiment. Va accentua niște trăiri care, pe de o parte, au o legătură cu trecutul. Pe de altă parte, sunt niște prelungiri ale unor stări interioare din care cei născuți în zodia racului nu mai pot să iasă. Este ca un tipar care îi condiționează. Ori de câte ori aud, simt sau trăiesc ceva, reacționează la fel, ceea ce nu este un lucru bun. Apoi, timp de o lună de zile, Soarele și Mercur, la rândul lui în transit prin Scorpion, vor face două rânduri de opoziție cu luna neagră despre care tocmai am vorbit și Uranus în transit prin Leu. Această foarfecă, cum se cheamă în astrologie, dubla opoziție la grade foarte strânse, indică faptul că axa relațiilor personale, fie ele sufletești, sentimentale, fie parentale, relații între părinți și copii, fie relații sociale, bazate pe prietenie și afinități, de gusturi, de idealuri, de preocupări, nu este în ordine. În unele cazuri, unele persoane pot să dezvolte și niște trăiri individuale, o stare de gelozie, o revoltă, o mânie, o îndoială profundă cu privire la natura relației pe care o are cu cineva. Se îndoiește de sinceritatea aceluia, de veridicitatea sentimentelor clamate. Alte ori este vorba de relația între părinți și copii și aici se pot strecura destul de multe lucruri care nu se bazează pe adevăr, se bazează pe impresii, pe subiectivism, dar se bazează și pe foarte mult egoism. Și din păcate egoismul va fi reciproc dezavantajos. Și cei născuți în rac vor dezvolta astfel de tendințe și copiii vor reacționa și copiii se vor purta într-un chip care nu-i va mulțumi pe cei în postură de părinți născuți în rac. Apoi ar mai putea fi vorba, atenție, timp de o lună de zile, de niște minciuni, minciunele, pe care le vor descoperi și vor afla lucruri care îi alarmează, pe care copiilor le-au făcut și nu le-au spus, pe care le fac în continuare. Un mod de viață, preocupări, distracție, prietenii, mentalitate, atitudine față de școală. Aici lucrurile trebuie să intre pe un făgaș categoric, maximă luciditate, autoritate și maximă adecvare, pentru că dacă într-adevăr părinții descoperă niște neadevăruri, faptul că copiii au păcălit,
că i-au mințit constant, trebuie să se schimbe atitudinea. Este clar că, din punct de vedere pedagogic, ei undeva au greșit, undeva sau tot timpul, de s-a putut ajunge aici. Astfel de nesincerități nu trebuie să fie tolerate, pentru că, în primul rând, stau la baza educației, creșterii și consolidării copilului. Dacă se va învăța să mintă și va vedea că ține figura, așa va crește, așa va proceda de-a lungul vieții. Acestea sunt atitudini care trebuie să fie foarte bine comentate și lămurite de către părinți și corectate în conduita copiilor. Indiferent că este vorba de fleacuri, de lucruri insignifiante, indiferent de faptul că este vorba de lucruri mari. Contează atitudinea, contează gestul, contează intenția, contează efectul. Și aici se poate spune că părinții vor avea o lună de încercare majoră, pentru că vor trebui să își pună mintea la contribuție și dacă nu reușesc, nu-i bine să se hazardeze și să se poarte cum le vine lor la îndemână, ci să consulte un specialist, să citească niște cărți de pedagogie și psihologia copilului, cum se procedează în modul cel mai corect și mai adecvat în astfel de situații.